Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă băieți, înainte să trecem la joacă, vreau să vă spun de firma de hosting Fireshield. Este firma care îmi găzduiește și mie serverul de CSGO și este o firmă super, super bună, adică gândiți-vă că a ținut și 60 de player pe CSGO fără să fie lag pe server sau fără să fie instabilități și chestii de genul. Mi se pare super, super șmecheră firma aceasta de hosting, deoarece au hosturi care încep de la 5 euro pe lună cu specificații destul de decente și mai oferă și un trial gratuit de 7 zile, adică puteți să aveți serverul vostru de CSGO timp de 7 zile gratuit, ceea ce mi se pare o chestie super, super șmecheră. Și au mult mai multe, poți să-ți iei și VPS-uri de la ei și domenii, etc. Nu uitați, acolo aveți link în descriere și în primul comentariu. Hai să trecem la joc, bă băieți. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Wingman Hacking pe CSGO, bă băieți. N-am mai postat un episod de genul de ceva timp și am zis să fac un nou format pe acest canal. Practic, într-una dintre zilele săptămânii, de exemplu, într-o zi o să postez competitive, într-o zi o să postez Wingman și într-o zi o să postez Danger Zone. Așa o să diversificăm videoclipurile și o să pot și eu să-mi ating scopul de pe acest cont. Acel scop fiind să fac cel mai mare rank pe toate categoriile de joc. Adică să am cel mai mare rank pe Danger Zone, cel mai mare rank pe Wingman și cel mai mare rank pe competitive. Și așa, dacă facem câte un episod din fiecare mod de joc, o să ne fie mai ușor să atingem acest obiectiv. Dacă vă place ideea asta, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri. Astea sunt comentariile din episodul trecut. Nu uitați, dacă vă lăsați comentariul la acest episod, o să vă apară cel mai probabil un următorul episod, adică de obicei aleg destul de multe comentarii, nu știu, din 200-250 de comentarii alerg vreo 70-80, deci sunt șanse destul de mari să apareți. Bă băieți, hai să dăm go la meci, să vedem dacă dăm decodați sau nu. Da, bă băieți, ne-a găsit și meci surprinzător, ni l-a găsit destul de rapid și încă o dată surprinzător, am văzut că am dat de player destul de ca lumea, adică amândoi au medalii, ăsta are poză cu Trump și are 3 medalii și ăsta l-alt are, câte medalii are, și am văzut că unul dintre ei are și cuțit, mi se pare că am văzut un talon sau ceva de genul înainte să pornesc filmarea, deci ar trebui să fie jucător destul de treabă și să nu dea cu coadele. Dar noi dăm cu coadele, vedeți, mă, culmea ironie, bă băieți, ne dorim să nu dăm de codați, dar noi suntem codați, bă băieți. Uite, uite, are talon, ați văzut, bă băieți. Hai să vedem dacă putem să facem ceva meciul ăsta. Pe episoadele astea de genul unde o să joc Wingman, o să joc câte două meciuri, pentru că na, Wingman nu este scurt, voi vreți episoade lungi și eu vreau să mă joc cât mai mult, așa că o să facem câte două meciuri de Wingman. Să sperăm acum că o să avem un rang destul de decent la 10 win-uri, nu știu, eu sper undeva la un Master Guardian, ceva MG1, MG2, ceva pe acolo. Hai să vedem, bă băieți, l-am văzut pe băiatul ăsta aici, bam 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 bam, mi-am dat-o, doar jucăm la rankuri mari, bă băieți, nu e așa, sper. Am luat USP, o să, bă, dar n-am bomba să o plantez. Băi, man, cum uit de bam, man, cum uit de bam. Eu, man, come on, yellow, cum uit de bam. Yellow, a, nu, ba da, yellow. Hai să vedem, bă băieți, ce o să facem runda asta. Pot să mă prefac și eu că verific pe aici, să-ți nebun la cap. Și by the way, vreau să spuneți în comentarii neapărat dacă vă place ideea asta pe care v-am spus-o la începutul episodului, la modul să postez câte un episod cu fiecare mod de joc și după aia o luăm de la început. De exemplu, luni postez competitive, marți postez Wingman și miercuri postez Danger Zone. Și tot așa, după aia joi iară competitive, vineri iară Wingman și sâmbătă iară Danger Zone. Și tot așa, bă băieți, pentru că mi se pare o idee de a diversifica. Timeout aici, nebun la cap, își bagă rage cu coaie. De ce au dat timeout? Hai, spunem așa semnele întrebării. Bă, dar nu are cine să-și bage codul, că bănuiesc că astea nu sunt profile de codați. Nu știu, aș vrea să... Mamă, ăsta are 10 ani. Nu prea recomentarii nașpa. Hai să vedem pe ăsta cu poză cu Trump. Mamă, da, ba, amândoi au profile suspecte, frate. Bă, băiatule, bă, și-aș bagă spin aici, nebun la cap. Of, doamne, doamne, bă, băiatule, am jucat și noi o rundă și gata, aș bagă băieții spinul. By the way, jucăm cu Novi Hex, bă băieți, dacă vreți să achiziționați cheat-ul pe care îl folosesc eu, cum aveți link în descriere și în primul comentariu fixat. Este un cheat destul de recent, tocmai ideal și folosesc pe contul acesta, adică ați văzut că pe contul acesta am cuțite cumpărate și am destul încredere în cheat-urile cu care joc aici. Adică trebuie să vă dați și voi seama, uitați cât mai este astea. Oh, 6908. Bine, numărul funny să aș putea spune. Deci dacă eu am încredere în el, bă băieți, puteți să aveți și voi încredere garantată, dar na, să vă și plac. Deci dacă nu vă place codul, nu vă oblig să-l luați sau chestii de genul. Adică până la urmă stă la alegerea voastră chestia asta. Hai să vedem, bă băieți, chiar sunt curios dacă și-au băgat ceva cheat sau pur și simplu stiu paranoic sau nu știu, sau s-a dus ăla la baie, a venit caci, nu știu. Opa, băiatul. Bă, deci tragi, mă, așa, bă, băiatule, bă. Ok, e un pic sus, dar i-am dat-o. Nu știu ce să zic, mi-a dat, dar nu prefer, mă, că nici nu cred că jucăm la rankuri foarte mici. Uite, nu mi-am activat eu rank revealer-ul ăla ca să văd la ce rankuri jucăm, dar nu cred că jucăm la rankuri chiar așa de mici. Eu zic că jucăm la un MG2, MG Elite, bine. Na, rankurile astea sunt destul de mici pentru Wingman, dar oricum eu nu știu, eu zic că jucăm la rankuri decente, nu e ceva bug de la nebun să plantez bomba în ceva să nu o găsească ăla. Hai să ne băieți, opa, l-am văzut. Și a luat deagle omul, să-mi dea mare one tap. O să-mi dea mare one tap. Yes, și am dat-o eu, bă băieți, mamă, dar eu sunt singurul care face kill-uri în meciul ăsta, să mă bată data. Deci eu sunt singurul care joacă meciul ăsta de Wingman. Ăla meu este pe spectator, dar stai să vă, mă, chiar ce config am. Acum joc cu configul meu. By the way, bă băieți, aveți și configul meu aici, Raul 2 ca official legit config, deci puteți să luați de aici de pe market dacă vreți. Am unul
FOV-ul pe rifle-uri, deci nu ar trebui să fie probleme sau chestii de genul. Acum să sperăm că nu o să ne luăm prea multe tapuri de la băieți ăștia, să ne mă sumia un mare one tap sau saluti boys. Hai să zicem ce face băiatul ăsta. Hai băiatule, hai dă-mi un one tap. Na, nu cred că au mă coduri ăștia, ești nebun la cap. Nu cred că n-are mă coduri, ești nebun la cap. N-au coduri ăștia, bă băieți. Hai mă că e bine, n-am dat decodați. Câte winuri am pe Wingman? 6 winuri. Deci mai practic 2 episoade de Wingman în următorul episod o să aflăm. Nice, good job, man. Practic în următorul episod o să aflăm ce rank o să luăm pe Wingman. Ceea ce este o chestie super șmecheră. Doamne, sper să iau măcar un MG, măcar un MG, pentru că acum am încredere în contul ăsta. Adică știu că e la transfector bun, știu că e și boostezorele, știu că by the way, o să mai vreau să iau și niște pinuri. Vedeți că am destul de multe pinuri, dar o să mai vreau să iau cred că încă vreo 4 sau 5 pinuri. Dar acum trebuie să încep să și joc pe el ca lumea ca să-i facă rang 40 să primesc și service medalul. Că știți care e faza? Un service medal e tot timpul bine primit. Asta e fama respray și l-am luat. Ăsta e aici jos și l-am luat și pe băiatul ăsta. Bine, bă băieți, 2 în 1. Bă, dar destul de slab, ăștia. Eu cred că au silver, ești nebun la cap, sincer să vă spun. Hai că am platat și bomba, am luat și punctele alea blanau. Bă, eu cred că ăștia au silver, băieți, nu știu ce să spun, scam slabi așa. Ăsta și Strudel ăsta, ce-i cu el? Și bă, chiar îl cheamă Strudel. Man, where are you from? Bro, do you hear me? Where are you from? Na, nu vorbește, mă, e timid omul meu, frate, nu-i problemă, lasă că se rezolvă și asta, ești nebun la cap cu timiditatea, cu astea, hai să dăm aici repede un rush, cred că m-a auzit băiatul ăsta deja, mă așteaptă aici, da, mamă, m-a luat cu Neghievu, man, he's camping with Neghievu, watch out, man, watch out, hai că mi-a acau, da, mi-a luat acau, bă, ce tactică, campat cu Neghievu, ești nebun. Mamă, ce trage de timp, nu vine să cred. Unde e ăla? Bă, nu-l mai văd să-mi bat picioarele. Cred că le ia pe la spate să-mi bat. Ma, nașpa să nici nu-l vezi. Să știi că ai wallhack și nu-l vezi în puii mei. Băi, băiatule, nu, eram sigur că o să le ia pe la... Bă, avem AVP, gata, bă, băi, s-a terminat șmechiria. Pentru ei avem AVP ăla. Mamă, la Ribix ăla are 0 kill-uri. Eu acum văd, a făcut și ăsta. Ei, runda asta, ești nebun la cap. Hai, bă, băi, să ne luăm AVP, să stăm și noi chem cu AVP. O să fie treaba, treaba. Stau aici mur pe piatra aia, stau chem cu AVP, o nicio treabă. Nu înțeleg totuși care este problema asta. Când dai inspect light, meți uite la orice alt type, putem poți să-i dai inspect, dar dacă dai inspect la cuțite, s-au dus. Ești chiar nu pot să înțeleg chestia aia, aparent ăia s-a feca. Da, ba nu, doar unul, Ribix ăla cu 0 kill-uri era feca. Ăsta o să moară în curând. Bam, mamă ce cap i-am dat, ești nebun la cap. Mamă, l-am evaporat de pe suprafața pământului, ești nebun la cap. A fost un cap bun, bă băieți, mamă, deci chiar îți curios. Parcă aș juca 4 meciuri de Wingman chiar azi, chiar în acest episod, ca să aflu ce rank am. Dar nu, bă băieți, pentru că vreau să vă las și pe voi în suspans. Nu vreau să știți din episodul ăsta. Asta e doar așa un episod de introducere la serie. Și să știți de acum încolo cum o să apară episoadele și cum o să fie programate. Nu este, mamă, nice nade, am dat cel mai genial nade de pe planetă, bă băieți, ăla... Clar, ești nebun la cap AFK. Acum o să mă duc cu tech-ul pe ăsta. Nu vreau să-l iau cu AVP-ul de la distanță mică, că sunt șanse foarte, foarte mari să ratez. Ok, mă simt păzit. A, plen de bam, mem. Complet de bam. I cover you. Hai, bă, frătiucule, vino aici și plantează. Nice, bine, bă, băiatule. Bă, dai rup pe ăștia, mă, ăștia cred că au silver, băi, băiatule. Hai să vedem și noi, nu putem să activăm nebunia aia de rank revealer. Ia să vedem, mamă, dar nu știu pe unde îi, mă, frate, mă. La miss, da, dar nu, la vizuale, la odor. Vizuale, odor. Vai, nu găsesc, lăie. Hai că lăie, dacă e ceva, ești nebun la cap. Nu știu unde era revealer-ul ăla, că o să aflăm pe parcurs ăla. Ah, chiar, mă, de ce l-acuzam pe ăla la început? Am crezut că are coduri, dar are talon, are mare talon. Chiar, mă, ce talon are ăsta? Ia stați un pic să vedem, bă, băieți. Chiar sunt curios. Ce talon ai, mă, tu, băiatule, mă? Dar are, cred că, inventarul prim. Ba, nu. Mamă, talon, n-ai slotări, ești nebun? Fai, nu-și bagă ăsta, nu cred că e așa de nebun cât să-și bage codurile la ultimul AFK. Dă că l-o mure, frătiucule. Bam, și l-am luat. Good half, guys. Mamă, de ce stă AFK ăla? Nu înțeleg. Oricum e un meci bun, sunteți nebun la cap. Adică e un meci așa, cum se cade. 0-8 are la săracul de la face idle cu aia. Vrea să pierdă, vrea să derancheze, nu înțeleg ce vrea să facă. Acum ne mutăm la City, o să fim cu USP-ul, sper. Da, bineînțeles, cu USP-ul. Mamă, Guardian, ce-mi plăcea skin-ul ăsta. Bă, dar asta nu cred că l-am eu. Sau nu cred că e skin-ul meu, băieți, nici nu mai știu ce skin-uri am, sincer, pe contul ăsta, pentru că nu... L-am luat și aia acolo să stea în inventar, știți, nu m-am uitat exact ce skin-uri am, dar nu cred că e guardianul meu, eu nu cred că am USP guardian. Nu știu dacă am skin pe USP, sincer, deși iar că am trebuit... Oh, s-a pus și Rubik să joace, fiți atenți, bă, băieți, că s-a pus Rubik să joace. Așa, cred că fac mare challenge, să ne lase pe noi să câștigăm prima dată și după aia să... Ia, uite-l pe ăsta, băi, băiatule, băi, băiatule, ce era să mă moare. Bă, dar joacă Rubik să stea bine, dar nici nebun nu-i căutat. Aia, mergi mai prost, băieți, hai să... Vedem ultima rundă, chiar sunt curios ce rancuri aveau ăștia, adică ca să știu ce să mă aștept de acum încolo la meciuri, dar nu știu, estimez undeva pe la Golnova, sincer, dar rank prea mare când am zis MG2, MG Elite. Estimez undeva pe la Golnova 1, Silver Elite Master, pe acolo nu cred că au ăștia rancuri mai mari de Silver sau de Golnova, mă, să-mi bat picioarele, sunt prea slabi, deci au skin-uri ok, dar sunt prea slabi, să-mi bat picioarele, nu înțeleg. Deci nu înțeleg, băi, băiatule, hai mă, ieși de acolo, ăla stă în budă, săracu, acum vrea să piardă timpul, bă, ce nesimțit, ce aș, dar aș pe el, dar nu pot, că am wall-ul ăsta și mă dau de gol la Overwatch, mamă, Ribix ăla, dar ești, uite, e nebun la cap. Ribix ăla mare rage quit ce a dat. I-aș scrie acum în chat la ăsta. Man, get out from the toilet, dar nu vreau să fiu așa de obvious, sunteți nebun la cap. Ar fi ceva... mi-a dat spec la cuțite, ați văzut?
Deci, băi, băieți, nu se poate. Mă uite ce troll îmi face ăla, să-mi bag picioarele în el, mă, și aș da șara așa cum pe el, dar nu pot. Mă oprește conștiința, bă, băieți, mă oprește faptul că am cuțit și skin-uri pe contul ăsta și am băgat ația banii în operațiune și în medalii. Nu pot să fac chestia asta, bă, băieți, nu pot. Hai, mă, băiatule, cuțit. Hai cuțit, cum ai zis. Hai cuțit, băiatule. Hai cuțit. Bine, GG, băi, băiatule. Am vrut cuțit, am zis că da și tot i-am dat aici nebun la cap, a dat abandon. N-am primit încă rancul. Sper să nu ia sa, dar a ieșit, dar oricum mi-a arătat rancul. Ia, mă, chiar-s curios ce rank avea, mă, băiatul ăsta astăzi, nebun la cap. Nu știu dacă avea rank în primul rând, dar hai să aflăm, ești nebun, dar eu nu cred că avea rank tipul ăsta, Flo. Nu, no, n-avea rank, ești nebun la cap. Trebuia să-mi apară rankurile până acum. N-avea rank. În fine, bă, băieți, hai să trecem la următorul. Oh, Legendary Eagle, ești nebun. Cum avea Legendary Eagle? Coaie că e praf. În fine, bă, băieți, hai să trecem la următorul meci de Wingman. Da, bă, băieți, a început și noul meci. Hello, hello, man. Hello, do you hear me good? Hai, mă, băiatule. Nice, 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 man, nice. Ok, man, ok, ok. Da, bă, băieți, deci am văzut că inamicii joacă destul de obvious, adică nu știu ce să zic, dacă au coduri sau pur și simplu joacă bine, că uitați câte medalii au, dar am văzut că trag destul de nașpa, adică, bă, băiatule, bă, și nici n-au skin-uri, mă rog, doar unul dintre ei, Madman, are skin-uri. Și am văzut că trag super bine, au dat numai tapuri. Acum văd că nu mai trag așa de bine, deci din câte putem observa. Ah, e doar bombă, să ai idei, perfect. Hai, Nico, vino cu unul mort. Oh my god. You flashed me, man. Reported. What the fuck, XD? You one-tapped us. Mama, mi-a dat report și am dat un singur hit cu aia, ratat. E terminat. Doamne, futuți. Ia uite cu aia cum mi-a dat o Madman ăla. Reported. XD. Hai, tad. Ial, că am vrut să-mi dau obvious la Madman ăsta, că m-a speriat că ai zis că ăla că-mi dă report. Acum poți să-i dai, poți să-i dai, tadule. Dă-i one-tap, te rog, tad, nu! Doamne, ce rancul avea tad ăsta, mă? O avea și el acolo, un global, un ce... Hai, plantează! Tad! Nice, good job, tad! Good job, my man, mă! În sfârșit, un coechipier ca lumea, bă, băieți, hai că putem să câștigăm meciul ăsta. Bă, probabil că deja am rankat la rank, adică am rankat la rankuri, ok, am ajuns la rankuri de mai ridicate pe Wingman și probabil de aia trag așa, băieți. Nu cred că la transfectorul meu ar trebui să am probleme cu codații, dar mai știi, nebun la cap, adică dacă eu am coduri la transfector de ăsta, sigur și alții au coduri la transfectorul ăsta, nu sunt singurul de pe planetă, deci, na, totuși sunt un pic așa sceptic, dar, opa. Ok, nice one, bro, nice one. City's pump. Ok. Tai repede să mă scarpin pe sprânceană că mă mâncă. Ah, m-a auzit, băgamiaș. Băgamiaș pulicioaica, m-a l-am omorât. Da, m-a auzit. Thank you, I'm the best player in the world, man. E fain așa, e Caterinca când ai cuțite, că nimeni nu crede că ai coduri. Am jucat și meciuri pe contul ăsta, foarte, foarte obvious. Și nu a crezut nimeni că am cod, adică efectiv am 40-45 de kill-uri și nimeni nu credea că am cod. Ma, nice player, nu știu ce bine. Am mai dat de unul dată care mi-a zis, man, you are cheating with knives, what the fuck, nu știu, aia, trecem pe lângă ăla. Yeah, smoke. Hai că smoke dacă e ceva. Dar oricum mă avantajează foarte mult chestia asta că am cuțite. Și by the way, bă, băi, te-am mai vrut să vă zic o chestie pe care am uitat să o vă zic la începutul episodului. Dacă vreți să vedeți toate, nice one, bro. Dacă vreți să vedeți toate episoadele din seria asta de pe contul main, gen toate episoadele pe care le-am jucat pe contul main, și v-am spus, eu off-camera pe acest cont nu o să joc deloc. Da, mă, nu mai vorbi atâta. Deci eu pe contul acesta off-camera nu o să joc niciodată. O să joc doar când filmez. Și toate episoadele le aveți într-un playlist. Dacă intrați la playlisturile de la mine de pe canal, o să vedeți că am acolo un playlist făcut numit Viața. Wow, nice. O să vedeți acolo că e un playlist numit mamă, nu pot să vorbesc de asta, l-aud prea tare, să-mi bat picioarele. O să-i dau bloc când termin chestia asta. O să vedeți acolo un playlist numit Viața unui cont de CSGO și dacă intrați acolo o să vedeți toate episoadele din această serie de pe acest cont. Gata, acum am dat unmute, că nu puteam să vorbesc. Deci n-am atenție distributivă, bă, băi. Dacă vorbește cineva peste mine, nu pot să vorbesc. Și acum o să încep cu tapurile, pentru că și ei mi-au dat tap, așa că și eu o să le dau tap. Băga-mi și picioareta, hai, bosule. Madman, în pizda, mamă, nu pot. Deci nu pot. The edge pick, în pizda, măsi. Du-te, mă, Madman-ule, de aici, băi, Madman-ule. Numai ești, să mă bată tata, Madman-ule, ce ți-am făcut. Acum să nu mă ia ăla, știi care e proverbul ăla? Că îi dai la unul, ți-o dă altul. Mamă, ce proverb am inventat acum, uite, vedeți? Ce v-am spus, bă, băieți? Ți-o dă unul, i-o dă... Hai, Nico, stai cu minte tu, zgura, mătii, să te duci, man, dracu. Thank you, man, thank you so much, I practice all the day, man, I practice all the day. 12 hours per day, I practice. I can see. Can you drop your scout? Yeah, of course, man. I can drop you AK if you want. No, it's okay. I can take scout, you know. Oh, ok, no problem, man. Look, here it is, man. Hai, mă, băieți, sper că nu derapez cum mi-au zis băieții în episodul trecut. Ok, man. Mi-au zis băieții Darius cu ăștia când am jucat ultimul competitiv. Nu mai știu dacă l-am. Ah, dar nu l-am jucat cu Novi, l-am jucat cu Neverlus parcă ăla. Și mi-au zis că derapez. Sper să nu mai pățesc acum chestii de genul pe contul main să derapez. Mamă, i-a dat prin smoke în pizda, măsi. I-a dat prin smoke, băi, Nico, mă, calmează-te, Nico. Trăiți ar familia ta să trăiască. Calmează-te, Nico. Bot, hai că bot dacă e ceva. Hai că bot dacă e ceva. I-am dat-o, bă, băieți, 4-1. Nu mai stau, mă, la discuții cu ei. Care-mi dă OVS, îi dau și OVS. Bine, OVS sunt bun, nu simți. Adică ați văzut că n-am dat chiar așa de OVS. Am verificat și alte spoturi, etc, etc. Dar
I-am dat-o, frate. Is everyone who kills you a bot? Yes! Bineînțeles, îi dăm dreptate la băiat. Because then everyone is bot. Oh, nice one, bro, nice one. I'm commending you, I'm commending you for this, man. I'm commending you for this. Hai, du-te mă, că a fost bun asta aici, nebun la cap. Comment, frătiuc, hai mă, frate, hai, frate, dă-mi-o anime. Mamă, ce se cacă la pe ăla, dă numai tapuri dacă începe cineva să treagă. Deci, ăla dă numai one tapuri dacă începe cineva să tragă cu AK-ul în el sau să-i facă spray, nu mai ține pistolul în mână ca lumea astăzi, nebun la cap. Deci, uite, și ăsta acum poate să-mi dea tap, dar dacă încep să fac un spray spre el, se cacă pe el și nu mai dă niciun tap, ești nebun la cap. Îi place, ador jucătorii și hai mă să dăm oraș pe el, ești nebun la cap. Hai, bosule, hai încoace, bosule. Hai, bosule, încoace, bosule. Ce am dat-o la băiat, la Madman. Sexy. Eu sunt noul Madman, bă, băieți. Sexy as fuck, bro, sexy as fuck. Eu sunt noul Madman, bă, băieți. Na, nu, au codurile ăștia, mă, doar bunicii. Așa, bă, chiar mă, nu m-am uitat pe profilele lor să văd câte ore au. Yep. 5951 de ore și... I can hear that, I can hear that. Your TV is on, right? Nice. Hai că ai watch football, dacă e nu mă la fotbal. Am zis așa la cateringă și tocmai e fix. Mamă, să-mi bag picioarele. Nico, Nico, tu te îngură, Nico. Aha, yes, it was the best smoke in the world. I just one-tapped Madman. Can you drop me AVP? Sure, man, sure. No problem, man, you are my new friend, man. Take that. Thank you. Ce de treabă e băiatul ăsta? Yes, of course. Ce de treabă e ăsta, mă, frate, ia să vedem. Ta de ăsta, câte, mamă, și ăsta are medalii de, nu știi să le numeri, ești nebun la cap. Deci vedeți, bă, băieți, că am, deci efectiv joc cu băieți cu transfector destul de decent, adică nu ne jucăm aici, bă, băieți, să se înțeleagă. Hai, Madman. Wow, I didn't even saw him. He's coming side, watch out, man. Mamă, ce mi-a dat la mare one tap, Nico. Mamă, ce eu și o ia și ăsta pe cocoașă și a luat-o rău de tot. Joacă bine, băieți, n-am ce să spun, joacă bine. Bot. Just say bot in the chat, man. Say nothing to them, just bot, ok? Hai să vedem, bă, băieți. Doamne, Iisus, zice că... Ah, suntem la... What? Noi n-am... Ah, bat, noi am fost la City înainte. Bă, să-mi bat picioarele, ce țeapă mi-am luat. Eu aveam AK-ul ăla de câteva runde și am crezut că noi am fost la Tero. Deci m-am obișnuit cu AK-ul ăla, am crezut că am fost la Tero și am uitat că... Am fost la City și acum ne-am mutat pe Tero și asta mie îmi pare mai mult hartă de City, sincer, să fiu, aș putea spune, hai bosule, hai Madman-ule, hai Madman-ule încoa, Madman-ule, mamă ce troll face ăsta, bă, băgața și sârme în gât, Madman-ule, mamă ce am dat-o, vreau SP-ul ăla la nouă, am scăzut foarte, foarte mult, nice flash. Am scăzut foarte, foarte mult FOV-ul, Nico, Belimia, Isula să-mi obelești, hai mă, dă-i pic, brodere. Nice one, bă băiatule, nice one, ce one tap, am dat să mă... Da nu, că vreau skin-ul ăsta de fapt. Ce ne jură ăla, Victor Vastu, ăla, aia cred că îi ungurește, ce-i? Spuneți-mă băieți care știți limba, ăla, limba aia de a zis-o ăla în chat, îi ungurește, ce n-ai bat de limba, e să mă bată, da, dacă... Hai să vedem, we should rush this round, man, ok, just rush with me, man, rush with me, trust in my powers, man, trust in my powers, we can rush this, no problem. Why you buy nades if you can't throw it? Mamă. Ce a zis omul, hai să vedem, bă, băieți, mamă, iar alea acolo, bam. Oh, one tap, man. I just one tapped him. Just plendam. Hai, mă, băiatule, că i-am dat tapici nebun la cap. Ce dracu, mă, ce să mai cumpăr nedurile? Le dau așa, uite, am dat-o aiurea, grenada aici, nebun la cap. Fent, ce schimbă fac. Bam, am dat flash-ul. Bam, ne-am ferit. Hai, bă, băiatul. No! Mamă, ce bine, dar nu, ăștia, cred că au coduri, dar fac close the cheating, nu înțeleg. Sau 5.000 de ore alea, 7.000 de ore să se rezulte aici, mamă, e în grupul lui Trilux ăla, nici nu mai știam că este youtuberul ăla, nu știu, să rezulte de aici oare orele alea, nici nu știu ce să zic, dar au skin-uri, nu cred că au codul, mă, dar trag foarte, foarte bine, bă, băiatule, jo, trag foarte, foarte bine. Și ăsta are, da, bine, acum se înțelege de ce am pierdut 3 runde, eu am 13 cu 4, ăsta are 3 cu 7, în puii mei, să-mi iau acasă fără armură, bineînțeles, bă, băieți, pentru că o să dăm numai tap-uri runda asta. I can boost you? You know where? No, I don't know. I think there. Follow me. Okay. I follow you, man. Oh, nice. Nice boost, man. No, my god. And jump up and you can stay there if you see. No, he's there. He shot me. Oh fuck. I'm so dead. Hai să vedem, bă, băi, să nu fim morți runda asta. O să încerc să-i dau pic la Nico pe aici. Hai, Nico, Belimei, ciocanu. Nico, Belimei, ciocanu. Ce am dat-o la Nico să mă bată, tata. Bot. Hai, bă, botule, bă. Mamă, Madman ăsta, dacă îmi dă prin smoke acum să mă bată, tata, de nu... Hai că tragem așa aiurea prin ăsta. Dăm un rush și acum mare one tap. Ce-i dau? No, he's half HP, man. Half HP, be careful, ok? Half HP. Hai, bă, băiatule, dă-i-o. Dă-i-o, Tadule, am încredere în tine. Mamă, asta stă chem să mă bat, tata. Deci urăsc când mă uit la playerii legiți care stau chem. Dă-i, bă, frate, rush, aici sunt gen coaie. Dă-i rush pe el, dacă te omoară, e 7-3, nebun la cap.
Hai, dă eu. Nu, Isus, 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 Isus. No probleme, no problem. Mamă, încerc să nu fiu nervos pe el, dar în același timp sunt foarte, foarte nervos pe el. Să-mi bag picioarele, mă. Of, Doamne, Doamne, mă, băiatule. O fi codați ăștia. Nu scodați, mă. Ce aveți, mă, băieți? Mă, ce aveți, mă, băieți? Ok, hai să ne activăm aici un pic de tot. Test de bula cap, că mai. Ba, mă, dig. A, nu, băiatule, pistols. 4-2. Puu! Păi dacă nu-i dau acum, nu mai one-tap cu deagle-ul ăsta să mă bată tata, bă, băieți, ce one-tap-uri dau cu deagle-ul ăsta, o să, nu o să, bă, hai de cap, nu o să știe ce l-a lovit, ești nebun la cap, hai bă, băiatule, hai, madman-ule, madman-ule, băgața și sârmena să-ți bag, fut, mamă, ce am dat, ești nebun la cap, acum o să plantăm repede bomba până nu luăm AK-ul, că, na, să avem avantajul ăla de bombă plantată, ăsta mi-a luat, ah, are, na, băiatule, na, asta e tactică de amețire a oponentului. L-am auzit aici. He's dead, nice man, nice, good job, good job, good job, noobs. Mamă, m-am făcut. You have knife? I have knife. Nice. Ce dracu vorbește ăsta, mă? Și-a dat seama oare că am coduri și face Caterinca sau ce neba, nu pot să înțeleg. Hai să dăm repede încă un rush, că e ultima rundă. Yeah, of course, of course, of course, no problem, man. Mama are AVP. Dar o să-i dau bus, că dacă știu că are AVP, ești nebun la cap, dar o să-l iau, o să moară runda asta. Come on, jump. Come on, you got this, man, you got this. Yeah, go. Ok, I'm going to plant the bomb, man. Trust me. Yeah. Hmm. Nu, s-am îndoi aici, băgam i-aș pulicioi ca să-mi o bag. Nu, no, they are both of them side, both of them side, fuck me. Mamă, bă, băieți, ce, dar încerc să nu dau urât, că dacă dădeam acum urât, n-aveți idee ce făceam, mă, la stă în stânga acum, stă camp. Oh, ce grenadă i-a dat. Mi-a dat-o bine rău. Oh, și fire-ul ăla a fost dat bine rău. Și fire-ul ăla a fost dat bine rău de tot. Deci, e bine, bă, băieți. Oricum comeback nu o să ne dea, că vă dați seama că dacă încearcă să ne dea comeback, i-am acaftit imediat, ești nebun la cap, am băgat semi-rage-ul și pa, pa. Nice, cum dracu i-a dat, mă? I-a dat body hit și i-a dat, what? I-a dat, he's behind, he's right. No, behind you, man, he shoot me from behind you. I think he's still camping there, man. He has AVP, watch out. I told you, be careful, man. Hai, mă, că a luat runda, poate să ia runda asta, poate să ia runda, hai, plantează bomba, bossule. Am încredere în tine, frătiuc. Frătiuc, am încredere în... Nu, i-am dat miss, băi, băiatule. Nu, și ieși, nu, pui mei, nu, mamă, wow! Mamă, ce i-a dat-o, ești nebun la cap, mamă, ce m-a S-bot. Ok. Hai să dăm două tapuri, bă, băieți, zic. Nu, ar merge două tapuri cu deagle-ul. Mamă, da, maca. Să dau două tapuri cu deagle-ul, deși am maca, nici nu știu. Boost me, ai pick with AVP, ok? Boost me. Hai să ne bă, băieți, now it's my time to shine, it's my time to shine. Boost me. Hai să vedem, bă, băieți, dacă reușim să-l omorâm pe băiatul ăla. Nico, sper că nu-ți mai ai AVP runda asta. Și-a luat tot AVP? Nici nu-mi dau seama dacă și-a luat tot AVP. Sper că nu și-a luat AVP. Nu, și-a luat doar deagle, din păcate. Nu, fuck, where are you, man? Oh. No, wow, what the fuck? LOL. Ok. Hai că-i sus, omule, Doamne, o să piadă, o să dea ăla, o să sare iași. Hai să-l auzim cum sare. Îl știe, perfect. Nu, bossule, dar trage, mă, omule, trage, nu, gata. Nu, I'm so bad now, man. Nu mai vorbim, bă, băieți, de altele, sunteți nebun la cap. Unde găsiți și eu, mă, aici, un backtrack 200, bineînțeles. Legit anti-aim merită, oare legit anti-aim, dar nu o merită, dar ba, picioarele, bam, 12 în pui mei, să vezi ce le dau, să-mi bag picioarele, vai, ai, 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 ce le dau în asta, bă, băieți. Cu deagle-ul în cap, le dau numai prefer runda asta, să-mi bat picioarele, nu o să-i las să câștige, pai de cap meu, de nu-l care eu pe ăsta meciul ăsta, hai să vedeți, bă, băieți, acum, au arme proaste, oricum, ești nebun la cap, au arme foarte, foarte proaste, au un FAMAS, am văzut, sau ce trec, am văzut un MAC, nu știu ce trec, un MP9, nu știu ce am văzut, ia uite-l pe ăsta cu FAMAS, sub BAM, hai Nico Belit, unul mort, în pizda, măsi, GG, GG, bro, GG. So, wait, hai să le facem și un pic de trash talk. Bă, băieți, mai avem încă, tai, mai avem încă două, nevoie de încă două win-uri, dar astea o să le lăsăm pentru episodul următor. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like și un subscribe, deoarece îmi risc foarte, foarte mult contul aici, riscăm aici, este vorba de chestii corporatiste, aș putea spune. Glumesc, bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like și un subscribe, nu uitați, la 70.000 de abonați vine live-ul de 12 ore din nou și noi ne vedem data viitoare. Salut!